Condiții inumane la școala din Balta. Copiilor le tremură mâna pe creioane și se spală la lighean. Imaginile par desprinse din evul mediu, dar autoritățile locale nu au mișcat niciun deget pentru ca micuții comunei să aibă condiții decente pentru a învăța. Situația halucinantă din comuna Balta afectează toți copiii care învață la școala din localitate, condițiile fiind unele inumane. Pe data de 17 februarie, centrala școlii nu a mai primit aviz de funcționare, astfel că temperaturile în sălile de curs sunt foarte scăzute, fiind chiar mai frig decât afară. Sunt secretarul unității școlare și referitor la întrebarea dumneavoastră și implicită a grupului de părinți. Nu avem căldură datorită faptului că centrala termică a unității școlare nu are autorizație ISCIR. Prin decizia SSM-ului s-a oprit funcționarea acestei centrale. Din data de 17 nu se mai face foc în centrală până la remediere. Remedierea în contextul lipsei de documente, proces verbal de punere în funcțiune a centralei, prima funcționare și documentația pe care noi nu avem, nu poate fi autorizată ISCIR. Aceasta este problema centralei ca efect lipsa de căldură. Administratorul clădirii Primăria Balta, din indiferență și nepăsare, nu a luat nicio măsură pentru asigurarea căldurii optime în sălile de curs. Deși conducerea unității de învățământ a efectuat multiple demersuri pentru a semnala situația critică, autoritățile locale nu au considerat importantă rezolvarea acestei mari probleme. Prin legea 1 pe 2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, se precizează clar că unitățile școlare, unitățile, clădirile învățământului preuniversitar de stat sunt în administrarea administrației publice locale, în speță primăria, Consiliul Local. Deci clădirile, cu tot ceea ce implică utilitățile, cum este centrala termică, aparțin primăriilor și obligația primăriilor este să asigure finanțarea complementară, investiții, consolidării, reparații, utilități. Noi suntem responsabili de buna desfășurare a actului didactic. Atât. Ce am făcut noi pentru funcționarea centralei? Pentru luarea măsurilor care se impun, să repetăm adrese periodic, lunar, trimestrial, anual, că necesită autorizație ISCIR. Plus că este o centrală veche care am înțeles că este trecută de 14 ani, 14-16, nu știu exact cât, atâta timp când nu avem acte, documentația ei. Între primărie și școală nu există niciun fel de contract asupra clădirilor. Pe cale de consecință, sunt direct răspunzători de buna desfășurare a procesului instructiv educativ. Pe lângă faptul că micuților din comună le tremură mâna pe creioane și pixuri, aceștia stau îmbrăcați în sălile de clasă, iar de condițiile sanitare nici nu poate fi vorba, copiii spălându-se la lighean. Ne doream să nu mai fie vorba despre asemenea lucruri într-o țară care se pretinde a fi europeană, însă realitatea este alta, iar autoritățile locale își bat joc și de viitorul acesteia, de micuții școlari. Mai mult de atâta! Ce putem să facem noi? Nu avem racordare la apă. În repetate rânduri am solicitat și aceasta. Nu știu, nu pot să mă pronunț, nu pot să nominalizez pe cineva anume în primărie, doar nominalizez lipsa de implicare a autorității publice locale. Atât, fără nominalizare. Este păcat că din această lipsă de implicare, eu știu, dintr-o lipsă de consiliere, să zicem și lipsă de timp
de aplicare asupra problemelor școlii suferă elevii, suferă copiii. Copiii la ora actuală sunt efectiv înghețați. Nu înțeleg de ce nu sunt fonduri pentru cumpărarea acestei centrale. În orice primărie, cred că există un fond de rezervă. O problemă mai urgentă decât lipsa de căldură la acești elevi, nu cred că există. Doar să se vrea. Conducerea primăriei Balta putea găsi soluții pentru ca micuții din comună să nu mai îndure frigul, iar până la soluționarea problemei cu centrala termică se puteau achiziționa surse alternative de încălzire pentru ca procesul educațional să se desfășoare în condiții optime. Așa cum ne-au obișnuit, din păcate, o bună parte dintre oamenii politici din țara noastră, primarul comunei Balta, Irina Zoican, nu a răspuns concret la acuzațiile care îi sunt aduse, încercând să-și scuze indiferența și neimplicarea. Vreau să aduc la cunoștința telespectatorilor faptul că în 18 februarie am primit de la Școala Gimnazială Balta o solicitare către primărie cu privire la faptul că centrala școlii nu mai funcționează începând din acea zi, întrucât a fost un control de la ITM și li s-a interzis funcționarea acestei centrale. Primarul, împreună cu viceprimarul și cu consilierul personal, s-a deplasat în data de 21 februarie la Școala Gimnazială Balta să constatăm cele consemnate de conducerea Școlii Gimnaziale Balta. Am purtat o discuție cu doamna director Balașa. Construcția, școala din Balta, așa cum ați văzut-o, este o construcție nouă, realizată în 2008-2010. De asemenea, o altă caracteristică a pseudopoliticienilor din țara noastră este aceea că ascund gunoiul sub preș, neasumându-și eșecurile administrative. Mai mult decât atât, nu ne-a solicitat această centrală pe perioada de vacanță, nu ne-a dus la cunoștință că sunt problemele care sunt și să încercăm să le rezolvăm. Am un referat de la doamna director în care dânsa îmi solicită camere video, îmi solicită repararea gardului, adică repararea, efectuarea gardului care nu este, am constatat și noi că nu e gard. Din documentele prezentate de conducerea școlii, reiese clar faptul că primăria a fost înștiințată de această problemă, prin adrese oficiale, dar și prin prezența în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, unde Comuna Balta are 2 reprezentanți. În școala de la Balta, dacă este un proces verbal, logic era să avem și noi un exemplar al procesului verbal. Doamna primar, însoțită ieri de domnul consilier personal al dânsei și de domnul viceprimar, a venit să facă o anchetă internă de ce nu merge centrala, de ce nu am anunțat-o, de ce nu am scos autorizație ISCIR, de ce, de ce. A intrat în clase, a perturbat întreg procesul de învățământ, au fost doamne învățătoare care au fost întrebate de ce cântă cu copiii, de ce, ce oră au și la un moment dat au început să ne ceară toată documentația centralei, inclusiv a școlii. Păi asta sesizăm și noi, că nu putem să scoatem autorizație ISCIR pentru centrală și de aceea nu avem căldură, că nu avem aceste documente. Nici în acest ceas nu se înțelege că nu noi suntem proprietarii clădirii școlii, cu tot ceea ce implică și ce ține de dotarea școlii, speță centrală aceasta care ne dă atâta de furcă. Rezolvarea era foarte simplă, fără discuții. Am adus la cunoștință în repetate rânduri. În data de 17 am anunțat faptul că nu se mai poate scoate autorizație ISCIR din lipsa unui proces de punere în funcțiune și a facturii pe centrală și faptul că este veche, are între 14 și 16 ani. Deci nu vrea să se înțeleagă nici asta. Și atunci ce să facem noi vizând colaborarea? Cum să o rezolvăm? Să nu cerem? Să înghețăm? Asta e singura rezolvare.
Este o chestie nefinalizată și o anchetă. Dânsa nu are competența să facă anchetă în școală. Noi avem organ ierarhic superior, avem inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar totdeauna ne-a sprijinit pe problemele semnalate, dar nu poate să ne ajute, nu suntem proprietarii clădirilor. Dânsii răspund de finanțarea complementară, investiții. Centrala este o investiție. Părinții sunt de-a dreptul îngroziți de condițiile în care copiilor învață, fiind revoltați de faptul că micuților trăiesc adevărate traume la școală. E foarte rău. E frig în clase, e frig și în cancelarii la doamna directoare. Eu am venit ocazional că eu nu pot să vin, că am probleme de sănătate și nu vin foarte des, asta e adevărul. Și pur și simplu cât am stat puțin, am înghețat la doamna directoare birou, că acolo am stat. E dezastru de frig. Nu știu cum pot copiii învăța, cum pot scrie. Fata îmi spune că li tremură creioanele în mâini la școală când li predă profesorul. Comuna Balta este situată în zona de munte a județului Mehedinți, iar temperaturile sunt foarte scăzute, iar faptul că administratorul clădirii, primăria Balta, nu a fost capabil să asigure agentul termic arată nepăsarea factorilor decizionali de la nivel local, care au fost incapabili să găsească o soluție pentru ca micuții din comună să nu trăiască clipe de coșmar în timpul orelor de curs.